lună, lacrimile de pe chipul Ninei Crețu din Bursuceni nu mai dispar. Femeia spune cu durere că peste fiul ei, Ivan, care până nu de mult îi era sprijin, s-a abătut un mare necaz. Nu-mi dau seama ce-am făcut eu atunci, care e tare, că el la mine era ca o fată, nu? El pe mine mă căta, el și îmbrăcăminte și tot ce le-ai trimit, eu n-am cumpărat nimic. Bătrâna se plânge că Ivan a ajuns după gratii pentru o faptă pe care nu a comis-o. Mi-a spus că ea ca și eu și-am pățit că el a fost bat la volan el. Dar ca tare cum s-a povestit că nu era el la volan. Soția lui Ivan, Nina, zice că toate suferințele li se trag de la un polițist care s-ar fi răzbunat pe bărbatul ei. El a avut un conflict la bălți cu dânsul mai de mult, 6 ani în urmă. Soțul vorbea cu fratele lui pe telefon. El s-a apropiat de dânsul și a spus că și vorbește și urât cu fratele tău. Deci zice că asta e treaba mea cu fratele meu, cum vorbesc, asta nu te interesați bine. Când am venit acasă, după spusele bărbatului meu, mi-a spus că a fost o ceartă între dânsul chiar mai mare, că l-a dat jos acolo, brânșit, ficiorul tot ne-a povestit. Așa zisă promisiunea polițistului s-a îndeplinit în scurt timp, spune femeia. Ciorul ne-a sunat acasă, Iancu, și ne-a spus că mașina s-a stricat în marginea satului. Și noi când ne-am dus, noi ne-am dus pe jos, dar el era după spital. Pe dânsul a avut o bătaie și l-a pălit cu bită la tâmpla aproape. Am văzut polițist, știi, a trecut cu mașina spre satul Pălăria, nu departe de a nostru sat. Și pe 10-15 minute el s-a întors înapoi polițiștii. Și a spus, și faceți aici și ședeți. Zic, s-a stricat mașina, ia stai. I-am suflat tu. O suflat băietul, am un s-o întors și spune și lui Ion, i-am suflat și tu, dar el spune, dar pentru ce să mai sufl și eu dacă o suflat ficiorul meu? Zic, tu știi că eu ți-am promis că nu se închise mână. El zic, nu, nici tu nu trebuie, nu ficiorul tău. Soțul tău a băut? Nu. Deci el nu avea alcool? Nu. Și totuși a refuzat să... O refuza, da. Și știa prea bine că dacă refuză, se intentează dosar penal pentru faptul că nu s-a supus ordinul polițistului. Așa e legea. Da, eu știu că dacă mașina staționează, tu poți stai lângă mașină, în mașină, la volan, beat, treaz, dorit, să faci cine și n-are nimeni și o treabă cu tine. Uite, mă culc unde vreau. Mașina stă. Cum vă descurcați acum, fără tată? Foarte greu. Bănuiesc că nu munciți? Nu. Sunt bolnavă de cancer. Persoana ajunge la pușcărie și este lipsit de tată 6 copii. E ceva inuman. Eu așa mă gândesc că din pușcărie eu nu o să-l văd eu acasă. Câți ani ai? 22. Dar permis de conducere ai? Nu. Păi tu ascunzi ceva, că tatăl tău era la volan. Și... Dar tipul nu era în stare să meargă. Cum se face că i-au dat 4 ani de pușcărie? El, mai înainte, a avut 2 ani de probă. În timpul ăsta am făcut cu cazul ăsta cu mașina și pe dânsul lui. Tăticul dumneavoastră manifestă comportament agresiv și cu părere de rău, efectul este cei 4 ani care au devenit real de sentință. Apropiații lui Ivan cer dreptate pentru bărbat și vor ca despre nelegiuirea care li se întâmplă să afle o țară întreagă. Pentru a vedea cât adevăr spun ei, i-am propus fiului său, Iancu, să treacă testul la detectorul de minciuni. Cum a ajuns Ivan Țacu după gratii? Ce dovezi are familia bărbatului în apărarea lui? Ce povestește polițistul pe care Nina îl acuză că i-a băgat soțul în temniță? Dar și ce va arăta testul la poligraf? Aflați în această ediție. Nepotul lui Ivan, Cătălin, afirmă că nu este prima dată când polițiștii s-ar răzbuna pe familia unchiului său. El spune că are dovezi video în care totul se vede clar. Să aflăm despre ce este vorba. Cătălin, te așteptăm. Cătălin, bună seara, bine ai venit. Povestește-ne ce știi despre așa numitele răzbunări a polițiștilor pe unchiul tău și pe familia voastră. Știu despre cazul care a fost un an în urmă, când mi-a fost topat cu mașina și poliția l-a agresat fizic. Pe dânsul și pe mătușa mea. Așa? Cum s-a întâmplat, te rog? Păi, este și videoclip, acolo arată unde ei stopează. Și după asta deja s-a început, a început să o trage de cap pe mătușa mea. Mai pe scurt. Dar tu de unde știi că polițiștii au sărit la bătaie? Pentru că este dovadă video. Hai să vedem imaginile despre care vorbești. Atenție la ecran.
Voi undeva vă îndreptați, v-a oprit din drum sau ce era? Noi am luat atunci o mașină ca să... Noi am vrut ca să o, să o aducem acasă, să o, să o reparăm, că era în urmă niște lucruri care trebuie adevărit. Așa? Și noi ne deplasam acasă, din Spățambula. Asta e marginea orașului de la Vâlțul Nou. Așa? Și ce s-a întâmplat? De ce sunt tocmai două echipaje de poliție? Dar pe acolo a fost bătaie, pe mine m-a tras de cap. Voi vă îndreptați cu mașina? Da. Erai tu și soțul tău și cineva, da? Iancu, da. Tu erai? Sau? Da. A, tu erai. Da. Așa, și v-au oprit? Da, ne-au oprit, ne-au cerut actele care în urmă, după tot asta, în șute, am prezentat actele la mașină. După ce au fi urmat, polițistul a scos arma și a zis că suntem toți arestați, vă dați jos din mașină. A fost procură, tot. Era același polițist? Nu. Era un alt polițist. Da, erau mai mulți? Au venit deodată cu două echipaje? Nu, un echipaj era. Pe urmă. Iertați-vă, Polo, să permiți chestia asta de la poliție. Asta și eu. Dar de ce te târâie? E așa. Pentru că eu am spus că să nu mă bată. Dar de ce te-au s-au apucat să te bată? Cu fața de mașină, cu picioarele, mă trânteau jos. Dar de ce? Ce le spuneai? Că nu mai înțeleg. Cum așa? Eu le-am spus lor să ne dea pașii, că noi n-am făcut, noi n-am încălcat legea, adică n-am... Dar de unde s-a pornit totul? Iată, voi i-ați prezentat actele și el deodată să scoate pistolul? Am zis că mașina e furată, că mașina se află în căutare și... Așa? Nu dețineți de actele care trebuie și v-ați fi tăiat risc, nu? Actele erau și era și procură. Adică mașina era fără acte și erau actele pe altă. Dar cum a degenerat într-o bătaie, într-un conflict? O bătaie s-a pornit așa că a scos unul dintre polițiști, a scos arma de... Polițistul trebuie să aibă o motivație să scoată arma. A scos arma din prima... Voi ați încercat să vă opuneți? Eu am încercat să-i lămuresc că actele sunt în regulă, procură avem, nu era nicio întâmplare între asta că să fim stopați. Dar tatăl tău? Tăticul nu avea aici atribuții, tăticul era din pacheta din urmă. Totuși, ca polițiștii să mai cheme încă un echipaj de poliție, trebuia să faceți ceva ca să... S-a început la șecu, a început a întinde pe mămica că ies de jos din mașină, trebuie să ne dădem jos. Și s-a început, tatăl l-a luat într-o mașină, pe fratele meu i-a dat cu lacrimogenul ochi în alte mașini și tot așa. De cine a filmat? Asta au filmat niște vecini de acolo care erau. Păi atâta, eu cred că la polițistul ăsta trebuie să-i dai 4 ani. Da. Pentru că eu îmi imaginez mama mea să fie acolo. Eu tot nu pot înțelege. V-au oprit poliția, da? Nu am stopat. V-au spus acte la control. Da. O mașină. Da. Voi ați refuzat. N-a refuzat. De obicei, n-ați refuzat. Nu. Dar care a fost necesitatea ca să vină a doua mașină? Ce nu pot înțelege. Necesitatea a fost într-așaia că noi nu vroiem să plecăm cu dânșă, fiindcă, o zis că să ne dădem jos că mașina noastră e cu acte false. Până la urmă, a fost dovedit că cu acte false sau nu? Nu a fost. Dar chiar și să fii cu acte false, n-au dreptul să lovească în femeia asta. V-au luat la poliție după asta? Da. Până la urmă v-au forțat și v-au... Da, în diferite mașini câte unul ne-au luat. Câte unul ne-au luat. Și acolo ce s-a întâmplat? Acolo s-a întâmplat că cine a vrut să dea declarație, cine nu. Așa? Cine dintre noi a scris explicație, cum s-a întâmplat, de ce s-a luat. Așa? Mașina vi s-a întors? Nu. Mașina a rămas la parcare, de acolo și a fost vândut. Când m-a trântit jos, am rugat să chemi ambulanța, că mi-a stat rău și ambulanța a venit, dar ei au zis că luați ambulanța, nici nu-i dați nici o tabletă nică, că asta femeie se preface. E nu-i bolnav. Eu i-am spus că mă simt rău, că m-ai pălit cu capul de bardiur, că mă doare cap. Noi mai avem o înregistrare, tot din aceeași zi, pe care ne-ați pus-o la dispoziție. Băi, tu căcolo la mine, mele. Nu vorgești aia cu mine. Dar și mă palești pe mine. Debilule. Gândit la parte. Eu te dat cu mine. Și răspunzi arma la mine. Într-o parte. Tu răspunzi arma la mine. Arma și e ridicat încă o dată. Pistolul înainte mie nu trebuie să-l bag. Chemați poliția.
Auzi? Romă. Cine asta? Tu ori arma. Arma, tu ești foc. Arma și e ridicat. Arma. Nu te ție mâna! Nu te ție mâna la mine! Nu te ție-ți mâna! Mâinile! Păi mâinile! Într-o parte, că eu spun... Ia-ți-l mâna de la tine! Cine strega mâinile, mâna, mâna? Ficiorul meu. Cine? Ficiorul meu. Așa? Dar de ce striga el? El a vrut să-i strângă mâinile înainte, să-i pui cătușe. Așa, și el nu se dădea? El nu se dădea, pentru el a spus, pentru și, și, și întins tu mie mâinile și ridici tu pistolul înaintea mea, eu sunt minor, pentru ce tu faci treaba asta? Eu, în primul rând, după acea filmuleță, e bine ca Ministerul Afacerilor Interne să se autosesizeze, să se facă o investigație internă. Deoarece din ceea ce se prezintă în prezent este un abuz, este o depășire a atribuțiilor din partea acestor polițiști de patrulare, ce trebuie să fie investigat cazul respectiv prin prisma ta la răspundere disciplinară și eliberarea din funcție. Fiindcă, odată ce doamna a căzut, doamna a fost agresată, uitați-vă, chiar și unul picior acolo eu văd, așa ceva eu văd că este depășire. Scoaterea unei arme fără niciun motiv, la fel este o depășire. A treilea, mai era și un minor acolo, care spune că era minor. De acum, trauma lui psihologică este de așa natură, că vede pistolul respectiv, spune că asta nu e polițistul, dar este criminalul care vrea să mă împuște. Din partea lui tata, tata vorbea de acum aici la sfârșit, da? Da. Am observat limbajul lui, el este vulcanic, el este impulsiv, dar atunci când în fața ta e familia, soția sau copiii, el numai decât întotdeauna cam așa devenea. Puțin, puțin agresiv în raport cu organele de drept. El pentru familie, întotdeauna era pentru familie. Și este la noi. Dar spuneți-mi, vă rog, după asta, v-ați plâns cuiva undeva, la procuratură, la în altă parte? Așa? Am fost la procuratură și avem judecat pe data de 28 și nu avem scăpare. Procurorul și ne-a spus că și are el 4 ani, la ăștia încă să-i mai pune. Ca să înțeleg, aceste filmulețe pe care ne le-ați pus la dispoziție și tocmai le-am văzut, le-ați prezentat undeva? Da. Noi la procuror le-am prezentat și eu a spus că... Da sau nu, că nu mai înțeleg? A este care la urmă nu, pentru că este sa noastră. Dar celălalt unde sunt aici lovită? Ele au, da. Și ce v-au zis? De la închetă noi am dat declarații și am spus că eu refuz, eu nu dau nicio declarație până la judecată. Noi să ne lămurim și eu atunci eu dau toate declarațiile. Eu n-am înțeles ce vă spune că soțul va fi atras la răspundere penală pentru alte fapte, da. Și anume pentru furt de mașină? Da. Sau pentru faptul că a făcut agresiune, s-a dat dovadă de agresiune față de polițiști? În una și într-alta. Poftim? Într-amândouă. Adică să-l înjunească într-amândouă. Că au fost furt de mașină, da. Aceasta era mașină furată, da. Așa am înțeles. Da. Și atunci că nu s-a supus ordinilor polițiștilor la momentul când v-au reținut. Da. Cam, pentru aceasta va fi trebuit să răspundă. Eu vreau să vă spun că am încercat să aflăm care este versiunea oamenilor legii despre acest incident. Până în momentul înregistrării emisiunii nu am primit niciun răspuns, din păcate. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Ivan Țacu din Țambula, raionul Sângerei. Soția lui Nina se plânge că judecătorii l-au condamnat pe nedrept la 4 ani de închisoare. Mai devreme, femeia ne-a povestit că acum 2 ani fiul lor a plecat în satul vecin cu mașina la cumpărături. La întoarcere, automobilul lui s-ar fi defectat, iar băiatul și-a chemat în ajutor părinții. Nina zice că imediat ce au ajuns la fața locului au venit și câțiva inspectori, iar printre ei și un polițist cu care soțul ei avea un conflict mai vechi. Atunci angajații poliției l-au pus pe băiatul lor, dar și pe Ivan, să treacă testul la alcoolemie. Bărbatul a refuzat testarea, astfel s-a trezit cu un dosar pe numele lui. După care, judecătorii l-au condamnat la 4 ani de pușcărie. Feciorul învinuitului se jură că el conducea mașina și că oamenii legii i-au întins o capcană tatălui său. Și aici vreau să vă întreb pe voi toți. Voi spuneți că Ivan a ajuns la pușcărie anume din cauza incidentului care s-a întâmplat? Sau totuși, voi credeți că a fost un cumul? Mă interesează aici ce credeți voi. Și unde i s-a produs nedreptatea tatălui, soțului, fiului vostru? Nu l-a judecat pe drept. Pentru ce anume? Pentru fapta care nu a făcut-o. Care anume? Că a fost bat la volan. El nu a fost condamnat la 4 ani de pușcărie?
doar pentru această faptă. Da? Mie mi se pare că și dumneavoastră, la un moment dat, exact același lucru ne-a spus și părea că înțelegeți. Și vreau să înțeleg, iată, din toate aceste lucruri, da? O întâmplare, două întâmplare, acea condamnare cu suspendare, unde a fost nedreptatea? Peste tot? Nu. În toate cele la urmă, trei cazuri? La este ultimul dosar care a fost. Uh-huh. Aici au fost nedreptate. Și cu jaful tot nu a fost drept. A, și cu jaful nu a fost da, drept. Pentru că nimeni nu l-a bătut pe dânsul. El nici nu a avut suma asta de bani, nici telefoanele nu le-a avut, că eu telefonul l-a luat din credit. Eu consider că ultimele două judecăți care le-au avut atei cu 2 ani suspendare și cu aceasta care a fost, adică a fost prins bat la volan, este un nedrept și este condamnat pe nedrept. Haideți să vedem hotărârea pe care judecătorii au luat-o în privința lui Ivan Țacov. Atenție la ecran. Din dosar aflăm că bărbatul a fost stopat de către colaboratorii de poliție din Sângerei la data de 20 octombrie 2020, aproximativ la ora 22:30. Fapt confirmat și din mărturiile ofițerilor de poliție. Iată declarațiile unuia dintre aceștia. În timpul patrulării din satul Țambula spre satul Camarovca, am observat în întâmpinare un automobil de culoare galbenă care se deplasa haotic. Din acest motiv am conectat girofarul și am stopat automobilul dat. Un alt angajat al poliției, mărturiile sale declară că, la fel, ar fi văzut cum aceeași mașină s-ar fi deplasat pe drumul care unește cele două sate. La intrarea în sat am conectat girofarul, iar automobilul dat s-a oprit. Coborând din automobilul de serviciu, m-am apropiat de automobil și am conectat înregistrarea video. La volanul mașinii se afla Ivan Țacu, iar pe bancheta din față se afla o persoană de gen masculin care s-a prezentat ca fiul ultimului. Din discuția cu ultimul am simțit miros puternic de alcool, după care i-a fost propus să treacă testarea alcoolscopică, la ce ultimul a refuzat. Tot atunci a fost avertizat despre faptul că, în cazul în care refuze testarea, va fi tras la răspundere penală. Vitalie Tarlapan, cel de-al treilea polițist, confirmă declarațiile colegilor săi. Acesta a mai adăugat că, în momentul în care Ivan Țacu a coborât din mașină, el avea un mers haotic. Judecătorii au stabilit o pedeapsă de 8 luni de închisoare pentru că Ivan Țacu a condus automobilul în stare de ebrietate. Totodată, magistrații au luat în calcul și jaful de care bărbatul s-a recunoscut vinovat în luna mai 2020, stabilindu-i o pedeapsă de 4 ani și o lună de detenție. Țacu Ivan se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 264, aliniat 4, cod penal. Se stabilește acestuia pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 luni. În temeiul articolului 85, aliniat 1, cod penal pentru concurs de sentințe, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin sentința respectivă și prin sentința judecătoriei Bălți, sediul Sângerei din 27 mai 2020 se stabilește lui Țacu Ivan pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani și o lună de închisoare. Sunt 3 polițiști, pe de o parte, și 3 eroi, 2 dintre care sunt pe de altă parte. Da. Am auzit povestea eroilor, că ei staționau, mașina se afla nici măcar cu motorul pornit, din câte am înțeles, pentru că era stricată, da? Ei erau afară. Uite că polițiștii spun altceva. Dar eu altceva nici nu mă așteptam. Haideți să discutăm. Da. Nu, dar am vrut să vă spun. Odată ce la baza acestei sentințe stau declarațiile, numai a 3 polițiști. Dar cât trebuia? Pe când dumnealui spune că a avut posibilitatea să aducă polițiștii martorii care au dorit să-l ajute să împingă această mașină, acești martori la sentința respectivă, eu nu i-am văzut, de aceea, dintr-o parte, sunt depozițiile voastre care spune că staționa mașina, din altă parte, depozițiile polițistului, dintre care și Tarlapan, care cândva s-a avut acolo un conflict, până la urmă trebuia să fie al treilea sau al patrulea martor care să confirme sau să infirme al lor sau partea cealaltă. Eu așa o văd. Deci voi nu credeți ce spun polițiști? Eu nu cred. Sunt 3 polițiști. Da, eu nu cred acest capitol. De ce? De obicei, dacă au plecat, așa cum au spus, în direcție opusă și i-a văzut că staționa, unul din acești polițiști l-a observat pe acest Ivan, pentru că el este erou. Uitați-vă, nu prea de mult a avut alt conflict. Este erou în perioada, în regiunea respectivă. Și atunci când s-a întors înapoi, numai decât putea să se întâmple ceea ce povestesc ei. Însă, și versiunea, precum că el mergea haotic încolo încoace, tot chiar nu prea rezistă la acest capitol. De ce? Nu rezistă, fiindcă polițiștii, de obicei, ca să-și argumenteze
de poziție că a oprit o mașină, ei trebuie să spună că mergea haotic, așa, și a avut temei juridic ca să oprească această mașină, ca să verifice. Deci e cumva o explicație generalistă pentru a... Asta e explicația de serviciu cam la mulți polițiști de patrulare, cam așa o văd. Că argumentează în ce cauză asta a oprit acest automobil, cam așa o văd. Mersi, Teodor. Ala, tu ce crezi? Eu cred pe tatăl, pe voi. Pentru că eu am pățit și acolo scria că eu am refuzat, că eu am semnat, care nu era adevărat nimic. Polițiști. Adică eu cred pe ei. Eu ce mai cred? Că atunci când s-au oprit polițiștii și cumva tatăl tău probabil a întrebat și cu ce treabă voi ne oprit, voi v-ați apropiat și începeți... Dacă mașina stătea. Da. Și polițistul nu i-a plăcut conversația dintre tatăl și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da, eu am avut și un caz fix așa. A avut loc un accident rutier, șoferul de acum era în posibilitatea să miște mașina, pasagerul din dreapta era beat și spune polițistul, te rog frumos, mișcă mașina de aici, mai încolo. Ce băi, eu sunt beat, băi, mișcă, ți-am spus. L-au mișcat, a deplasat, proces verbal, că e, se tare de, așa a fost. Sigur cunoaștem cu toții că... Există agresivitate și activități necumpătate cu urme foarte drastice din partea poliției. Știm cu toții, nu neg această situație, dar ca psiholog eu pur și simplu analizez prototipul psihologic a eroului și a familiei. Sunt prea multe. Să fi fost un singur caz, ai lasă două. Atunci da, poliția nu are dreptate, are dreptate omul ăsta. Poliția iarăși nu are dreptate, are dreptate omul ăsta, dar sunt prea multe. Prea des. Deci, dacă să luăm ultimul caz, da, e posibil că, uite, este o nedreptate sau, dar câte ați mai avut până la? Deci eu îmi pun semn de întrebare că undeva este posibilă o activitate și o acțiune agresivă din partea eroului. Deci este o activitate psihoemoțională agresivă și a putut să conducă la ceea ce am văzut noi. Faptul ce au făcut polițiștii, că și-au întrecut capacitățile sale, da, nu neg. Prea mult, prea violent, prea des, dar a fost ceva și de partea elantă. A venit momentul să aflăm ce povestește polițistul despre care Nina Țacu zice că s-ar fi răzbunat pe soțul ei fabricându-i un dosar penal. N-am avut nic cu dânsul și nici nu vreau să-l știu. Polițiștii sunt cu semnul minus și dumneavoastră sunteți absolut cu semnul plus. Nu cred. Dar nu poți face justiție prin injustiție. Nu poți face dreptate prin nedreptate. Legea este lege și este bătută în cuie, este scrisă, este obligatorie pentru toți. Băiatul a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni pentru a demonstra că tatăl său este nevinovat și că a fost condamnat pe nedrept. Tatăl tău, Ivan, a condus mașina în seara de 20 octombrie 2020. De o lună, lacrimile de pe chipul Ninei Crețu din Bursuceni nu mai dispar. Femeia spune cu durere că peste fiul ei, Ivan, care până nu de mult îi era sprijin, s-a bătut un mare necaz. Nu-mi dau seama ce-am făcut eu atunci, care e tare, că el la mine era ca o fată, nu? El pe mine mă căta, el și îmbrăcăminte și tot ce le-ai trebuit, eu nu am cumpărat nimic. Bătrâna se plânge că Ivan a ajuns după gratii pentru o faptă pe care nu a comis-o. Mi-a spus că ea ca și eu și-am pățit că el a fost bat la volan el. Dar... Ca tare cum s-a povestit că nu era el la volan. Soția lui Ivan, Nina, zice că toate suferințele li se trag de la un polițist care s-ar fi răzbunat pe bărbatul ei. El a avut un conflict la bălți cu dânsul mai de mult, cu 6 ani în urmă. Soțul vorbea cu fratele lui pe telefon. El s-a apropiat de dânsul și a spus că și vorbește și urât cu fratele tău. El zice că asta e treaba mea cu fratele meu, cum vorbesc, că asta nu te interesează pe mine. Când a venit acasă, după spusele bărbatului meu, mi-a spus că a fost o ceartă între dânsul chiar mai mare, că l-a dat jos acolo, brânșit, ficiorul tot ne-a povestit. Așa zisă promisiunea polițistului s-a îndeplinit în scurt timp, spune femeia. Ficiorul ne-a sunat acasă, Iancu, și ne-a spus că mașina s-a stricat în marginea satului. Și noi când ne-am dus, noi ne-am dus pe jos, dar el era după spital. Pe dânsul a avut o bătaie și l-a pălit cu bită la
întâmplă aproape. Am văzut polițiștii, au trecut cu mașina spre satul Pălăria, nu departe, de-a nostru sat. Și pe 10-15 minute el s-a întors înapoi polițiștii. Și au spus, ce faceți aici și ședeți? Zic, s-a stricat mașina, ia-mi stai, ia-mi suflă tu. O suflat băietul, amul s-a întors și spune și lui Ion, ia-mi suflă și tu. Dar el spune, dar pentru ce să mai suflă și eu dacă o suflat ficiorul meu? Zic, tu știi că eu ți-am promis că nu se închise mână. El zice că nu, nici tu nu trebuie, ești, nu fișorul tău. Am început o întinde pe mămica că ies de jos din mașină, trebuie să ne dădem jos. Pe mine m-a tras de cap. Polițistul a scos arma și a zis că suntem trebuie să arestați, vă dați jos din mașină. Picioarele, bă, trântiu jos. Tatăl l-a luat într-o mașină, pe fratele meu i-a dat cu lacrimogenul ochii în alte mașini. A zis că să ne dădem jos, că mașina noastră e cu alte false. Ambulanța a venit de ei, au zis că luați ambulanța, nici nu-i dați nici o tabletă, nici, că asta femeie se prefaci. Soțul tău a băut? Nu. Deci el nu avea alcool? Nu. Și totuși a refuzat să... O refuzat, da. Și știa prea bine că dacă refuză, se intentează dosar penal pentru faptul că nu s-a supus ordinul polițistului. Așa e legea. Cum se face că i-au dat 4 ani de pușcărie? El, înainte, a avut 2 ani de probă. În timpul ăsta a făcut cu cazul ăsta cu mașina și pe dânsul lui. Să fi fost un singur caz, ai las 2. Dar câte ați mai avut până la? Apropiații lui Ivan cer dreptate pentru bărbat și vor ca despre nelegiuirea care li se întâmplă să afle o țară întreagă. Pentru a vedea cât adevăr spun ei, i-am propus fiului său, Iancu, să treacă testul la detectorul de minciuni. Cum a ajuns Ivan Țacu după gratii? Ce dovezi are familia bărbatului în apărarea lui? Ce povestește polițistul pe care Nina îl acuză că i-a băgat soțul în temniță, dar și ce va arăta testul la poligraf? Aflați în această ediție. A venit momentul să aflăm ce povestește polițistul despre care Nina Țacu zice că s-ar fi răzbunat pe soțul ei fabricându-i un dosar penal. Echipa noastră a discutat cu el la telefon. Atenție! Instanța deja s-a expus pe cazul dat. E clar că nu poți să instanța să expui pe vorbe sau pe fapte, adică pe vorbe, dar să expun pe fapte, ce este dovedit. Această familie zicea că dumneavoastră anterior ați avut un conflict cu Ivan Țacu. Și... Nu am avut niciodată niciun conflict. Nu? Ce spun ei, asta e exclus niciodată. Pentru că zicea că ați avut un conflict la o benzinărie și atunci a fost o bătaie. Nu, trebuie... ceva e încurcat. Cu mine nu a avut nimic. Chiar nu a avut nimic. În momentul în care i-ați stopat, atunci ei v-au agresat? Fizic, psihologic, într-un fel, da. Ei, atunci seara, în general, era un haos acolo. Dumnezeu ei venise la fața locului, erau și copii și făceau din nimică, făceau, Doamne ferește. Și eu au depus plângeri la procuratură, procuratura s-a expus. Deja cazul este documentat, adică este hotărâre definitivă, noi nu putem, eu nu pot să mai expun mai departe. El povestește parțial și despre conflictul în care ați fost bătută sau acolo nu, el nu a participat. El nu are treabă cu asta. Dumneavoastră ați mai adus și copiii acolo? Nu. În afară de Iancu? Nu. Copiii atunci nu au despre fost... ce povestește el? Eu nu știu. Noi eram 3 persoane. Poate la rândiri de mine, că eu eram copil acolo, nu? Altcineva nu a fost. Copiii, a zis la plural. Nu. Nu a fost copiii. El spune că nu a avut, doar a fost. A fost chemare la comisariatul de la Bălți. El a lucrat la Bălți. El știa asta, neghează, că el nici nu știe pe dânsul de obște. Da. N-am avut nic cu dânsul și nici nu vreau să-l știu. E clar lucru, după ce și s-a întâmplat, nu vrei să știi de dânsul, dar eu, nu e indiferent soțul meu. E și stare, el e bolnav și eu nu știu dacă eu l-am merividean sănătos. Oamenii ăștia nu-s potent financiar ca să-și apere drepturile într-un mod oarecare. Dacă aveau bani, de mult dădeau la poliție și nu mai aveau atâtea procese. Vor doar să-și apere drepturile, atât. Eu așa văd. Și noi văd atât de vinoveți. Eu văd altfel. Nu e atât de unilaterală problema. Deci, din ceea ce a spus mămica și... soția, s-a creat un aspect foarte pozitiv a unui om grijuliu, cu minte, nu neg, probabil așa și este, vis-a-vis de anumite persoane, în anumite situații concrete.
Atunci când se schimbă persoanele și situația, omul manifestă alte calități. Aia o poate deduce din numărul dosarelor care sunt deschise asupra eroului. Deci aia ne vorbește despre un alt tablou, despre alte capacități care se declanșează. Înțelegi? Nu e doar pozitiv, e plus și minus. Iarăși nu zic, da, polițiștii au mai mult dreptate sau mai puțin dreptate, dar din ceea ce spuneți dumneavoastră, polițiștii sunt cu semnul minus și dumneavoastră sunteți absolut cu semnul plus. Nu cred. Deci este o altă cauză și efect. Este ceva ce trebuie depanat de la și până la. Deci nu a pus pe nimeni, dar nu e chiar așa. Deci e un punct de semn de întrebare. Sunt situații care trebuie clarificate. Poate în următoarele momente vom afla ce nu este așa. Vă reamintesc că astăzi vorbim despre Ivan Țacu din Țambula Sângerei. El se află acum în pușcărie, unde îi spășește o pedeapsă de 4 ani. Soția lui, Nina, este convinsă că lui Ivan i s-a făcut o mare nedreptate. Ea afirmă că un polițist i-ar fi fabricat dosarul penal drept răzbunare pentru un conflict mai vechi. Potrivit ei, oamenii legii l-au condamnat pe Ivan după ce a condus mașina beat. Fiul bărbatului susține însă că el se afla la volan în acea seară, iar tatălui nici măcar nu a urcat în mașină. Băiatul a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni pentru a demonstra că tatăl său este nevinovat și că a fost condamnat pe nedrept. În câteva clipe vom anunța rezultatele, dar mai întâi să vedem cum s-a petrecut testarea. Atenție la ecran! Ați bătut polițiști în seara de 20 octombrie 2020? Spui că te aflai tu la volan în seara de 20 octombrie 2020 pentru a-l apăra pe tatăl tău? Când s-au apropiat polițiștii, tatăl tău era lângă tine? Pe data de 20 octombrie 2020, tatăl tău a refuzat să sufle în dragher doar pentru că nu se afla la volan? Iancu, în câteva momente aflăm rezultatele acestui test. Dar mai întâi vreau să te întreb dacă tu ești sigur că vrei să le anunțăm. Da. Ai fost sincer în cadrul testului? Da. Au fost întrebări care, nu știu, n-ai vrut să răspunzi la ele, de exemplu? Nu. La toate am răspuns. Nu au fost întrebări care nu putem să răspundem. Atunci hai să trecem la ele. 7 întrebări am pe listă, din cele care ți-au fost adresate și care ne-au interesat pe noi. În data de 20 octombrie 2020, te-ai pornit singur la volanul mașinii spre alimentară? Da. Așa ai răspuns. Da, am răspuns, da. Și așa cum arată rezultatele testului la poligraf, acesta este un adevăr. În acea seară, întorcându-te de la alimentară, ți s-a defectat mașina? Da. Iar acesta este un adevăr. Te aflai la volan atunci când inspectorii de patrulare s-au apropiat de mașină? Nu. Am răspuns nu. Ai răspuns nu. Și acesta este un adevăr. Pe data de 20 octombrie 2020, ai consumat alcool? Nu. Ai răspuns nu? Da. În cadrul testului. Așa este. Iar acesta, din câte arată rezultatele testului, este un adevăr. Pe data de 20 octombrie 2020, ai văzut ca tatăl tău să consume alcool? Am răspuns că n-am văzut. Ai răspuns nu. Da. Că n-ai văzut. Da. Și acesta este un adevăr.
Mai sunt două întrebări, cele mai importante din acest test. Da. Tatăl tău, Ivan, a condus mașina în seara de 20 octombrie 2020? Am răspuns nu. Ai răspuns nu. Iar acesta este un adevăr. Și ultima întrebare. Polițistul Vitalie Tarlapan l-a amenințat că îl va băga la pușcărie pe tatăl tău? Da. Am răspuns da. Ai răspuns da. Și acesta este un adevăr. Acestea sunt rezultatele testului. Din start mi-am dat seama, au venit să-și apere drepturile, pentru că nu putea și nu există să vină să mintă că nu i-au prins. După ei se vede că nu este așa. Ce a spus mama, că băiatul este cu minte și caracterul se schimbă atunci. Fiecare din noi suntem cu minți liniștiți. Dacă suntem călcați un pic pe coadă, noi ne apărăm pur și simplu drepturile. Felicitări! Ce ține de permis? Să-ți faci permisul și cu toții cunoaștem și nu este o noutate că foarte mulți sunt cu permisurile cumpărate, poate care conduc mai prost ca cei fără. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ai dreptul de a merge fără permis. Prima concluzie este că Ministerul Afacerilor Interne trebuie să se autosizeze în baza filmulețelor care au fost prezentate astăzi, atunci când doamna Țaco a fost îmbrâncită lângă mașină. Obligatoriu. A doilea concluzie, am văzut în ce condiții trăiește această familie, mai ales când tatăl se află privat de libertate și nimeni nu poate să-i ajute. Poate administrația publică locală, poate Ministerul Muncii, Protecției Sociale, poate organizații neguvernamentale, să dăm o mână de ajutor, copiii minori sunt acolo. Aceasta este prioritatea. A treilea, pe care o văd, uitați, judecătorul a pus la baza acestei sentințe declarația martorului polițistului, care avea așa, interes ca să-și apere procesul verbal care l-a întocmit. Oameni buni! Uitați-vă cum noi băgăm la pușcărie persoane în așa circunstanțe este nevinovete. Ultima, chiar dacă vă spun că era beat Țacu și era pe banchetă și chiar dacă era în față la volan, dar mașina staționă, nu avea nicio legătură polițistul ca să-l impui să treacă testul la altul ospie. Teodor, haideți să comentăm din perspectiva celor spuse de polițiști. Deci polițiștii au afirmat că mașina se deplasa. Ce le-ați putea recomanda ca un jurist La următoarea. Da. Nu putea, deoarece pedeapsa de 4 ani de zile, el o ispășește nu pentru faptul că a făcut acel jaf, dar pentru faptul că a fost prins beat la volan și nu-i atâta. Pentru că a refuzat să treacă testul la alcoolemie. Nu că era beat, dar refuzat. Și ultima, uitați-vă Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție. Vă recomand, angajați un avocat de la stat, care este obligat să-l apere pe tatăl dumneavoastră. Mai ales că avem aceste probe indirecte, nu directe, poligraful, depoziția dumneavoastră, acest filmuleț, care este o probă foarte ca să fie dată peste cap acea sentință adoptată de către acest judecător, fiindcă uitați poliția ce spune, judecătorul a judecat, dar nu poți face justiție prin injustiție, nu poți face dreptate prin nedreptate, aceasta nu este adevăr, asta este. Eu cred că noi tindem spre faptul că trăim într-o țară civilizată unde sunt absolut inadmisibile dublele standarde. Eu cred că legea este lege și este bătută în cuie, este scrisă, este obligatorie pentru toți,
Și, într-adevăr, în cazul respectiv, trebuie revăzute, calculate, dar revăzute foarte calm, cu cap rece, cu, ținând cont de toate dovezile, de toți martorii care au fost și care sunt peste hotare, care nu au participat. Acest lucru trebuie numai decât revăzut, dar însăși, iată, pentru mine, eu ador mașinile, nu am permis de conducere, eu m-aș simți foarte bine la volan, dar mie niciodată nu mi-ar veni în cap să cumpăr o mașină înainte de a face permisul de conducere. Pentru mine sunt niște succesiuni în viață obligatorii. Eu nici nu mă gândesc ce pot să-mi permit mașină știind că eu nu am permis de conducere. Nu o să-mi permit să urc la volan niciodată până nu o să fiu documentat de acest lucru. Și cred că sunt niște succesiuni care nu dau peste cap mersul vieții adevărate așa cum ea trebuie să fie. Întâi trebuie făcut una și după asta trebuie făcut cealaltă. Pe de o parte este o familie bătută de soartă, cum nu mai poate fi bătută din toate punctele de vedere și îmi pare foarte, foarte rău. Pe de altă parte, aceeași familie și-a permis, sau unii membri a familiei și-au permis să joace cu legea, să iasă în afară ei, nu o singură dată, fără a lua învățământ. Nici prima dată, nici a doua oară, nici a treia oară, nici a patra oară. Situația de consum de alcool a persistat și persistă, situația de comportament agresiv este, ea este atestată. Este atestată și de partea cealaltă. Care este concluzia? Deci acum, la moment, nu pot să mă expun în favoarea eroului sau în defavoarea poliției sau viceversa. Deci trebuie, această situație trebuie clarificată cap-coadă. Sunt posibile mai multe variante, mai multe situații. Cert este că atunci când va fi gândită pedeapsa, să se țină cont de situația că nicio pedeapsă nu este eficientă. Poate fi o reeducare, pot fi luate în considerație situația că rămân 6 copii, sau bine, unul este major, deja 5 copii și o femeie care nu poate să se întrețină. Și situația că însă și rolul este într-o situație cu o sănătate foarte șublidă, cu multiple traumatisme. Deci eu cred că aceste situații absolut obligatoriu trebuie să fie luate în considerație atunci când se va ajunge la o decizie. Care va fi decizia? În favoarea cui? Nu știu. E prea complicat, dar vă rog să luați cont de situația că este o familie vulnerabilă și este o familie care, pe lângă situația că poate trebuie pedepsită, ea în primul rând trebuie să fie ajutată și susținută acolo unde este posibil. Deci vă rog, vă implor. Natalia, dar un moment, numai. Eu am să sper. Uitați-vă că s-ar putea feciorul dumneavoastră, soțul, tata și unchiul să nu iasă libertate din închisoare. Chiar dacă noi avem unele poziții că el n-a comis această crimă și eu cred că n-a comis, că nu era beat la volan. Pe soțul dumneavoastră îl paște alt pericol. Mașina care va staționat în acel filmuleț, care spune că era furată, este o bănuială. A doilea, precum că voi, nu v-a supus ordinilor polițiștilor. Nu e spus pe viitor că va fi vendeta. Va scăpa de acest dosar, dar va presa asupra soțul dumneavoastră cu celelalte două dosare care îl paște din urmă, care ulterior să aducă la pușcării. De aceea, Procuratura Generală e bine să ia la supervizor, la supraveghere, acest dosar în raport cu țacul. Ca nu cumva cei de la Sângerei să abuzeze pe celelalte două dosare care pe dânsul îl paște. Mulțumim, Călător. Aici încheiem liniște și pace, dacă vreți să-i discuție.